România, educată cu polițiștii la ore. La satul, ma la satul mare, profesorii trăiesc un film de groază și refuză să mai vină la școală. E vorba despre profesorii de la Colegiul Mihai Eminescu din satul mare, care au depus plângeri penale împotriva elevilor care îi abuzează. Unii au chemat polițiștii ca să-i păzească în clase, iar alții refuză să mai vină la ore de frica elevilor. Școala a montat și camere de supraveghere în clase, dar s-a lovit de o nouă problemă. Unul dintre elevi a dat o judecată pentru încălcarea dreptului la protecția datelor personale. Probleme au și, școli, și alte școli din România. Peste 40.000 de săli de clase de la sate nu au fost modernizate de 10 ani. Asta susține Sorin secretar general adjunct al Ministerului Educației. Ministerul are și o soluție. Programul prin care școlile pot accesa până la un miliard de euro prin PNRR pentru mobilarea claselor. Numai pentru asta n am mai auzit așa să, să folosim PNR. Păi ăla era pentru modernizare, pentru că totul altceva, pentru digitalizare, nu să luăm mobilier în clase dacă astea sunt problemele din România, mult mai gravă, în schimb, mi se pare problema pe care ai prezentat-o la început. Dar au ajuns profesorii să se teamă de elevi. Păi cum vine asta? În ce lume trăim? Pe vremea mea, nu știu, era... Făceai scandal, greșeai, era exmatriculat. Îți cădeau nota la purtare, îți făceau ceva. Dar n-am văzut profesor să se teamă de elevi. Cum vine asta? Să stai cu poliția la ușă, la cursuri. Păi de-aia mergem la școală? să ne luăm de profesori. Am văzut că se tem foarte tare că elevii îi filmează cu telefoanele mobile, îi pun pe social media apoi și fac mișto de ei pe tot felul de, de teme. În timpul orelor de curs, da? Aici a ajuns. Am mers mult prea departe cu treaba aia. Am făcut mișto, că fai școala vieții, se pare că a prins. Păi a prins, da, poate -a atunci, de ideea râdeam, dar mi se pare că o fi o școală care pregătește viitorii bombardieri ai țării, mai știi? Hai să nu mai râdem și hai să luăm măsuri. Uite, asta e o măsură foarte bună după mine. Să punem camere de supraveghere la cursuri. Au sărit repede elevii, vezi, doamne, GDPR-ul. Păi asta e arma, scuză-mă, a prostului. Ăștia care habar n-au, de fapt, ce e GDPR-ul, sar. Nu, nu mă filmezi, nu ai voie să mă înregistrezi, vai, te dau în judecată. Nu, lasă să te filmeze. Tu de ce să-l filmezi pe profesor? De ce ai voie și el școala nu are voie să te filmeze pe tine. Hai să avem totul acolo și dacă ai vreo problemă cu profesorul, tu poți foarte bine să te duci la director să reclam, da? E tot înregistrat. La fel, profesorul, dacă are o problemă cu un elev, are tot înregistrat, are dovadă acolo. Se plângeau profesorii și direcțiunea școlii că nu au cum să prindă vinovatul, că nimeni nu recunoaște ce a făcut, știi? Și uite, foarte păi, Alex, da, dar eu nu cred că asta tot? e problema care a rezolvat lucrurile. Eu cred că problema pleacă fix de la profesori. Și au chemat poliția, cum nu păi e asta Au problemat? chemat poliția pentru propria lor incompetență. De ce e nevoie de poliție la școală? N-ai regulamentele școlii, da? Vor, vorba de exmatriculare, de note scăzute la portare. Da, astea, sunt, astea reprezintă instrumente ale autorității păi tale de profesori. Păi nu așa ceva? Păi doar nu, păi nu Alex, nu, nu, nu se tem pentru că nu sunt pedepsiți, da? cu acele pedepse potrivite școlii, da? Prinse în regulamentul școlii. Descă despre asta este vorba. Noi tot vorbim despre politizarea asta de care nu mai scăpăm în România, în toate instituțiile, știi, inclusiv școala, dar dacă au ajuns și în urile dacă au ajuns uh, oamenii din opoziție, da, partidele din opoziție se ducă să depună legi ca să, ca să scape de depolitizarea asta din școli. Dar e vorba, uite, chiar asta s-a întâmplat, nu? Opoziția a, a depus o lege din asta prin care cere, da? Hai să terminăm odată cu, cu depolitizarea școlilor. Păi când directorii sunt numiți politic, da? Avem pro probleme de genul ăsta. Când, în multe cazuri, da? Uh, am văzut, da, știm, fac deliciu acele, acele știri care apar în presă, nu? Râdem de acei directori care ajung să fie titularizați cu note din alea de care îți vine să râzi, sincer răspund, da? Cu nota 5 și ceva și ajung să fii numit de, nu, în post de director, de școală. Da, nu mai spun ce se întâmplă prin inspectorate. Sunt golani la, la clasă, da? Poate doar dacă e copilul directorului. Da, Trebuie să faci ceva cu ei și asta orice director, cum a ajuns el în funcție, poate să aplice Ui, un regulament, să fie regulat. Poate mult mai dacă clar. poate. Stai că mai e o problemă, da? Poate dacă își permite. Ce ne facem cu acea realitate românească pe care niciun profesor nu o să o recunoască vreodată, dar care se întâmplă, credem, ce o spun ca părinte, că se întâmplă, da? O vezi la tot pasul, o vezi aproape în fiecare clasă, da? Începând cu clasa, nu cu clasa tip, clasa 0 începând și terminând cu clasa 12, da? Ce se întâmplă? Am declarat ilegal fondul clasei. Crezi că există vreo clasă care nu strânge acel fond minunat? Ba da, îl strânge. Profesorii spun, învățătorii, profesorii, da? Spun, doamne, noi nu suntem deschiși la cadouri terminați, nu? Doamne ferește, ne jigniți. Dar când e să primească acel cadou, îl primesc. Ei, spune-mi și mie din poziția asta de profesor, da? Îți mai permis tu da, să-i faci, să iei să măsuri împotriva unui elev când știi că tatălui, mama lui... Atât am a pus acolo doua și ăla, știi, de care Dar tu te-ai Nu-ți aici... mai permiți, nu mai scază la purtare, nu mai pui problema exmatriculării și te atunci... Dacă te jignește sau aruncă cu ceva în tine, ce legătură au cele două, da? Nu crezi că mergem un pic prea departe? Nu, nu ce cred că mergem prea departe. Ai primit un cadou, după aia vine de la părinte, da? Vine copilul a doua zi și aruncă cu caietul în tine. Tu, profesor, care ar trebui să fii respectat. Cum adică nu-ți permit să iei măsuri? Nu, tată. Nu și Ii permit ales. În multe cazuri nu, la nu director permis. de mânuță, frumos, nu zic să fie ca pe vremuri. Da? Când, Doamne ferește, scoteam uh, copiii la colțul clasei, îi puneam să stea pe coș de nuci sau îi mai dădeam și cu un catalog peste, peste mâini, peste... Nu, măsuri de genul ăla. Dar ai măsuri, uite, apropo și asta cu telefoanele. Băi, ești la clasă. Ce să cauți cu telefonul la tine în timpul orei? Nu, îl la pui fel frumos, ca la concerte, la unele concerte nu mai ai voie cu telefon. Sigur că da. lași la intrarea în clasă, ce să faci? Să copiezi pe telefon, ai să dai mesaje? Dar cine vrei să, să ia copilului telefonul sau să-l pună să-l închide? Profesorul, bineînțeles, dar profesorul nu își permite în multe cazuri. Știi, vorba aia românească, înainte, înainte să arunci cu piata după un câine, întreabă-l cu e. Păi asta este o problemă, da, pentru profesorii din România. Tu știi de ce, ce copil te iei acolo? cărui copil îi propui tu scăderea notei la portare sau îl propui la exmatriculare? Dar dacă e al cuiva, dar dacă e o, fiul unui personaj mai suspus, mai influent, ce dar fac eu? Ce pățesc a doua da? zi? Păi stai un pic, fiul personajului tău, da, e în clasă cu alți 20 și ceva de elevi. Ăia de ce să sufere din cauza unui golan, da, care perturbă orele, care face scandal, ce să zic, la clasă? Crezi că toți din clasa aia sunt o problemă pentru profesor? Nu. Țin minte și pe vremea mea, din 25, erau doi mai nebuni și se apucau și făceau mișto de profesor. Bun, noi pierdeam ora. Și cine erau copiii ăia, Alex? Ți-amintești? Eu am făcut școala pe vremea lui Ceaușescu. Știi cine erau cei mai turbulenți? Știi cine erau cei mai rei? Tocmai aia care aveau părinții pe la partid, cum era pe vremea aia. Își permiteau, Alex. Iar profesorii nu își permiteau să-i pedepsească. De ce? Ei, cum să dau un copilul locutare sau alocutare? Că după aia primesc tot eu mustrare. Tot și eu am verificat, că... Dar cred că asta cu supravegherea este o soluție nu doar în școală, ci peste tot, da? Am văzut și pe stradă ce se întâmplă, că e vandalizat mobilierul urban proaspăt instalat, grafitiuri peste grafituri și invocăm chestia asta imediat. Nu, GDPR-ul, am drepturi, de ce să mă supraveghez? În UK când au băgat CCTV-ul? Acum câți ani? făcut oamenii un pic scandal, s-au obișnuit pentru că au înțeles cu toții că e pentru binele lor. da? Nu te supraveghează Bill Gates, te supraveghează poliția. Ajung informații la poliție dacă faci ceva rău. Că despre asta e vorba. Pentru de fapt. asta trebuie să-i convingi și pe părinți că tu le aplici la modul corect, dacă într-adevăr nu te folosești de camerele și de imagine pe care le surprinzi acolo, ca, nu știu. Să le folosești, da, ca să-i faci unui copil, de exemplu. De comportament, da, vreau să-ți arăt ceva ce am văzut la sălile de cinema în ultimele zile. Tot copiii, elevi, merg să vadă un film popular acum, da, uite ce lasă în urma lor. Asta este educația pe care o primesc ei. Și cu sunet, dacă avem. Asta se întâmplă în timpul filmului. pentru că, asta este educația pe care, o, pe primesc copiii de acasă, știi? Asta Dar e. Și aici profesorii nu au uite ce să facă. Și din jos, Până acum n-a mai existat alte filme să se întâmple așa ceva. -a în după ce -a văzut ce a văzut Sigur nu e japonez, că pe, pe japonezi se se îi făcea făcând asta la campionatul mondial. La campionatul mondial pe suporterii japonezi să invităm la noi la, la film să facă curat. Am văzut reacțiile oamenilor pe TikTok, pentru că oamenii care au fost la film s-au supărat dacă erau certați acolo, că lasă în urma lor așa ceva, că rup scaunele și că fac dezastru. Și reacția lor suna cam așa. Dacă dau 80 de lei pe un bilet, da? ce vrei, să dau și cu mopul după? Asta e atitudinea. Păi, e bine, da, nu, aici chiar nu înțeleg, dai 80 de lei pe bilet ca, ca să prețul, vezi un film, nu ca să te să faci mizeria la pe. belete scumpe, da? Și zic că am dat atât pe bilet, lasă măcar să facă alții curadă pe noi. N-am înțeles nimic din ce. Bine, da, nu mai vorbim că aici. E absolut gramat mesajul ăsta, dar, în fine. Problema, da, e educația pe care o primezi din Asta familie. Spun. Nu se întâmplă doar în familie, la ea acasă. Nu se întâmplă doar în sala de clasă. Se întâmplă și după ce ies de la școală. Asta e societatea pe care ne-o dorim și ne plângem că nu vrem să le instalăm camere de supraveghere. Că Nici de cum, dar ți-am zis. Mi-e teamă că, că profesorii sunt prea speriați și că de la un punct încolo confundă autoritatea cu nu știu, cu abuzul, știi, și se feresc să nu fie acuzați de abuz, știi, și atunci, în momentul ăla, sunt blocați și nu mai știu să-și exercite autoritatea, pentru că nu știu unde începe și unde se termină autoritatea lor. Păi uite, pe ideea asta vreau să mergem la Raul în juriu. Să-l întrebăm pe el dacă are impresia că a scăzut autoritatea profesorilor sau a scăzut mai degrabă educația elevilor, aia de acasă, da? cei șapte ani de acasă de care vorbea Nemo. Sau e o combinație, de ce nu? Um, e așa de tentant oarecum să căutăm uh, explicații pentru ceea ce se întâmplă. Cred că cel mai important e faptul că purtăm un dialog, chiar dacă e alarmant să vedem astfel de comportamente și reacții și cumva ne determină să căutăm rapid soluții. Desigur, ca să înțelegem ce se întâmplă într-un sistem de acest fel, putem să mergem în foarte multe direcții. Putem să ne uităm la ce se întâmplă efectiv în clasă, alături de profesor, putem să ne uităm la care este contextul de acasă, contextul familial, după care putem să mergem să ne uităm și la impactul pe care cultura noastră îl are, sau modul în care uh, se dezvoltă acești tineri, pentru că realitatea este că sunt într-un context de viață foarte diferit de cel pe care am, în care am fost noi sau, genera sau alte generații. Uh, și asta, desigur, că presupune noi modalități prin care ei să se adapteze. Acum, ce este foarte clar, și uh, asta, uh, pe de -o parte, s-a văzut și din cercetări care s-au făcut la noi în țară. Și care ne-au dus și către anumite soluții, pentru ce putem să facem în spațiu școlar. Deci, ce este destul de clar e că la noi în cultură există o dificultate la nivelul relațiilor dintre adulți, în primul și în primul rând adulții care fac parte din contextul școlar. Atunci când relațiile sunt rupte între profesori și director, între profesori și ceilalți profesori, între profesori și părinți. Și de aici apar, desigur, fiecare pune responsabilitatea pe celălalt și mai puțin își asumă responsabilitatea sa, ori, de fapt, fix, fix asta ar fi soluția principală. Cumva responsabilizarea adulților din jurul copiilor, care au un impact asupra creșterii și asupra comportamentelor pe care acei copii, adolescenții, au. Desigur că există un procent de tineri care, să spunem, au probleme de comportament și probleme de personalitate și acolo, desigur, trebuie un alt fel de abordare. Rare ori. Deapsa este o, o soluție pe termen lung. Este o soluție imediată și funcționează pentru că îi induce frică, îi induce teamă. Dar nu este o soluție pe termen lung când ne gândim la dezvoltarea, nu știu, unei culturi sau a unei societăți care, nu știu, este mai educată, are comportamente mai prosociale și, nu știu, au dinamici mai bune unii cu ceilalți. Pentru că ce am văzut noi în această știre a fost o problemă între niște grupuri. Care intra în conflict. Și atunci, ce, ce este important de făcut, în primul și în primul rând, de identificat care este cauza și care sunt problemele, ca să putem să oferim soluții pentru acele probleme și în cabinetul psihologului. Primul pas este să poți să identifici care e problema reală. Dacă identificăm problemele de suprafață, vom oferi soluții de suprafață. Și de multe ori soluțiile pe care le oferim vin pe un canal emoțional. Adică poate ne enervăm și atunci mi se pare că asta este potrivit. Da? Mai enervat, ești foarte diferit de mine, te comporți foarte nepotrivit din punctul meu de vedere și atunci o să vin cu o reacție care pe de o parte e rațională, adică e logică, dar pe de o parte e încărcată emoțional. Și de aici poate apărea nevoia aceasta cum spuneai anterior, cum, nu știu, cum era foarte mult mai de mult folosită Pe Pedeapsa este una chiar dintre pedepsa fizică, da. chiar pedeapsa fizică. Nu este o soluție pe termen lung. Sunt alte forme. Uite, dai, spre exemplu, nu știu, nu mai e voie cu telefoane la clasă. Dar asta trebuie să se întâmple într-un context, pentru că dacă e făcută ca formă de pedeapsă, va face o ruptură în relație. Asta nu va soluționa, pe termen lung, relația dintre elevi și profesori. Îi va distanța și mai mult. Și atunci, cumva, o primă soluție ar fi fix asta, să uh, încercăm să identificăm care sunt problemele și adulții din jurul acestor tineri, uh, cumva, să aibă dinamici mai bune, care să poată să formeze sisteme care să, susțin, să le susțină buna dezvoltare. Pentru că adulții sunt cei care, în primul și în primul rând, au impact asupra tinerilor. Uite, apropo de ce spuneai, Raul, că e clar că tinerii ăștia fac și pentru că văd, dar poate văd în mediul online și replică și ei la școală, acasă și așa mai departe. de mi-a mi plăcut foarte mult gestul pe care ți l-am arătat al protagonistului din respectivul film al unui manelist, da? Da, dar contează enorm. Dan de la Ploiești, Da, contează enorm exemplu personal. Uh. S-a dus omul, a văzut că e o problemă la filmul lui, s-a dus în sala de cinema și a zis, uite, veniți la film, ok, dar la final hai să strângem după noi, hai să arătăm că putem fi civilizați. A dat un exemplu. Apropo de ce spuneai, cu adulții care ar trebui să iau o poziție mai mai tranșat, tu foarte bine spuneai că ar trebui să începem această analiză uh, cu subiectul, da? Adică fiecare se uite mai întâi la el, uh, pentru că nu spuneți voi psihologii de cele mai multe ori că tocmai comportamentele astea deviante, uh, agresive, sunt un strigăt de fapt că acel copil sau acea persoană este într-o nevoie, are nevoie de o, un anumit tip de atenție, are nevoie de o anumită înțelegere, nu? Și atunci dacă profesorul nu e pregătit, părintele nu e pregătit să gestioneze de adevărat uh, situația, evident că ajunge într-o într situație în care e depășit, nu? Nu mai are cum să o... Da, acestea sunt reacții emoționale. Deci când avem reacții abuzive, reacții de critică, reacții de amenințare, acestea sunt reacții emoționale care țin de un context. S-a întâmplat ceva, am învățat ceva, am văzut undeva, mă simt într-un anume fel... Toate aceste lucruri mă determină să mă comport. Deci, e pe cât de tentant este să ne uităm doar la comportament în sine, este important să ne uităm la care sunt explicațiile din spatele comportamentului, pe acolo, pentru că acolo vom găsi soluțiile. Și, da, sunt. Și, adică, în acele contexte școlare în care vedem adulți, adică forța care are un impact, care modelează, care are funcția de mentorat, care are funcția de control și de autoritate, cum spuneați și voi. Deci, când la acel nivel se fac schimbări de dinamică, de concepte, de valori, de relaționare, asta are un impact asupra modului în care se comportă și reacționează tinerii. Da, eu cred că ține și de pregătire. Repet, eu cred că ține, în primul rând, în cazul ăsta, cred că ține de pregătirea profesului. Și cât de în serios și a. Da, pregătirea până la urmă, că de, despre asta vorbesc profesional, dar o el de psihologie, de pedagogie, cât de serios le ia. Pentru că poți gestiona și astfel de comportamente. Îți țipă, Mihai, Ionuț, cine e în clasă, da? Ai țipat. Felicitări, Mihai, ai țipat hai să țipă în toată clasa, nu? Nu, nu așa, câteodată mergi în continuarea gestului, da? Și îl faci pe om să se simte, nu știu, să se exhibe, să-și consume acea energie și apoi să-l recâștigi, nu? Dar trebuie să-și faci... Cred că poți să ai pretenția, nemo, ca un profesor să aibă o pregătire de psiholog. Dar fac pe pedagogie, prins, Alex, fac pedagogie, da? În școală. Am prins pe vremea mea bucata aia în care aveam, fiecare școală avea cel puțin un consilier care avea într-adevăr pregătire pe partea asta și atunci puteai să te duci să discuți cu el, orică erai trimis pedepsit da, de, de profesor, de direcțiune, dacă făceai o boacănă, sau pentru că aveai tu nevoie, știu, păteai ceva în familie, cereai frumos audiență, aveai o oră cu psihologul, pentru că, ok, poate nu-și permit de la vârsta aia. Hai să discutăm despre reintroducerea acestui rol în școală. Da, există acest rol în școală, dar e prea puțin luat în serios, asta spun. Și la fel. De tare cred în continuare că profesorii nu-și au în serios materia pe care o învață, știi, în anii de pregătire. Sincer îți spun. Da, pentru că dacă ar învăța dacă ar serios pedagogia aia, puțină psihologie, da, în ce-l privește pe copilul pe care le educă, probabil ar ști să gestioneze mai mai ușor lucrurile astea. Plus că mai au o metahnă profesorii din România. Cred că e, e o metahnă pe care o moștenesc din generație în generație, știi? Copiii trebuie să tacă. Ceea ce da, înseamnă o premisă greșită în relația pe care ei o stabilesc cu, cu cei din clasă. Și atunci n-ai decât, n, n, ai, decât, n, n -ai, cum să faci, adică să ducă, n are cum să ducă la altceva decât să-l frustrezi pe elevul din fața ta, da? să-l faci turbulent, să-l faci nerăbdător, da? să, să produci o stare de agitație în el care la un dat se va manifesta.